Vedeta se pregătește cu luni de zile înainte. Își face singură multe dintre ornamentele pentru brad și are atât de multe globulețe încât nu-i mai este suficient un singur brad de Crăciun. Anul acesta am podobit numai puțin de 5 brazi, toți în propria sa sufragerie. În plus, Anna Lesco vinde ornamente de Crăciun doritorilor. Sunt făcute manual de ea și au prețuri chiar și de 100 de lei. Livingul Annei Lesco arată rupt ca din povești, mai ales că din imagini se vede că vedeta are și un candelabru superb, o canapea foarte confortabilă, dar și o măsuță elegantă din sticlă. Cântăreața a arătat și momentul în care fiul său Adam a scris două scrisori pentru Moș Crăciun și respectiv Moș Nicolae. Reacțiile internauților nu au întârziat să apară, iar mulți dintre ei au apreciat decorul festiv al casei. Suntem pregătiți, a scris Anna Lesco pe pagina sa personală de Instagram, acolo unde a arătat decorul livingului prin intermediul unui videoclip. Reacțiile fanilor nu s-au lăsat prea mult așteptate. Un decor de basm cu un spiriduș și o zână. Superb! Foarte frumos! Cam poveste! Ce frumos a ieșit acel colț! Superb! Ai fost și vei rămâne în R1 în toate! Mâine se dezbate subiectul la Teo și Ilinca. Wow! Ce frumos este la voi acasă! I-au scris internauții în secțiunea de comentarii. Citește și Anna Lesco, are o rețetă specială pentru cozonaci. Care este secretul artistei? Cum era de așteptat? Au excitat și oamenii care au criticat-o pe frumoasa artistă. Este frumos, dar puțin cam exagerat, doar ca e Nicolas. Să nu uităm că alți copii nici nu știu de asta și mor în fiecare zi de foame. Încercați să faceți bine ai altora, așa cum Dumnezeu ne-a învățat, a scris un om. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.